Golanilor, dacă vreți FIFA Coin Safe și la un preț foarte mic, intrați pe u7buy.com, unde găsiți monede pentru consolă, PC, chiar și FIFA Mobile, iar dacă folosiți codul SUR, beneficiați de 5% discount. Hei, salutare jupineilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 22. Continuăm cu miniseria de Squad Builder și prezentăm astăzi Dream Team-ul format din 2, 4, 6 carduri gold, 3 unstuaci și 2 hero. Dar înainte să începem, nu uitați să rupeți masiv butonul de like, să vă abonați, să bifați cu episodul dacă mai vreți astfel de materiale. Eu, jupinilor, dacă vrei jocuri la cele mai mici prețuri, intrați pe Neva, unde găsiți peste 10.000 de produse digitale, suport de 24/7, iar dacă băgați codul SUR, dați-o beneficiați de 3% discount. Da, am mers pe un clasic 4-3-3 și o să o luăm ca de obicei de jos în sus. În poartă suntem nevoiți să-l punem pe David De Gea pentru un strong link, o să vedeți voi. Cred că deja v-ați dat seama. 86 anul trecut, greu să primească 87, poate sunt eu subiectiv fiind fan Manchester United, dar na, orice e posibil. 87 rating, un 89 diving, 89 reflexe, 83 positioning, 83 handling, 80 kicking și 59 speed. Din păcate, da, în ultima perioadă nu a mai fost, nu? Acel De Gea pe care îl știam și noi. Știm ce s-a întâmplat în finală când a ratat penalti. Da, da, până la urmă trebuie să fie titular pe Old Trafford. Pe partea stângă, cel pe care toată lumea îl vonează de, cred că, 2 ani încoace. Sper să nu greșesc. Ferland Mendy de la Real Madrid. Apropo, Dream Team-ul nu conține iconuri. Fără iconuri, că așa umpleam... Și era mult, mult mai ușor cu iconuri. Fără, adică cardurile gold le avem în prima zi, în joc, nu? Heroes o să fie și ei și un stoaciu vine fix pe 1 octombrie, nu? Da, exact când intră toată lumea. O să fie și iconurile, bineînțeles, dar am zis să le dăm la o parte că era mult mai ușor să construiesc un full icon. Poate pe viitor să facem și treaba asta. Bun, Ferland Mendy, 83, cred că o să rămână la acest rating pentru că n-a avut un sezon prea strălucit. 93 pace, 79 defending, 81 physical, 78 dribbling, 77 pase și 62 shooting. Din câte știu are 5 cu 4. Păi nu mai știu, la Skidmoss parcă avea 5 și 4 weak foot, nu mai știu exact, sper să nu greșesc. Dar este o carte care... te poate ajuta, îndrăznesc să zic, mai bine de 6 luni. Unii îl joacă până la final. Primul fundaș central, Rafael Varane, proaspăt transferat la Manchester United. Cel mai probabil o să primească un stoaci. Am făcut și o carte, ar arăta cam așa. Zic eu că ar merita de la un 86 să urce și la un 87. Cu 84 pace, 88 defending, 84 physical, 66 pase, 67 dribbling și 50 shooting. Premier League, francez, 84 pace. Cu siguranță o să coste o căruță de bani. O carte, ce să zic, mă frate, o carte. Dacă pui mâna pe un soaciul lui, el o să și crească, bineînțeles, cred că... Nu pot să zic că e endgame, dar se descurcă chiar și în endgame. Mare atenție la Heroes, guys. Mare atenție la Heroes pentru că sunt câteva carduri. Vi le-am arătat și pe live extraordinare. Cum este și acest Cordoba. O carte pur și simplu genială. Chiar dacă are 1,70 și ceva. Acum nu știu pe ce o să se bazeze FIFA 22. Băi, până la urmă... E Varane lângă el. N-ai cum să nu ți-l dorești pe Cordoba cu 86 pace, 90 defending, 87 physical, 68 dribbling, 65 passing, 63 shooting. Overall-ul lui este de 87, cum ziceam, face parte din promoția Hero, noua promoție, pentru că n-a mai fost în istoria FIFA Ultimate Team așa ceva. Iar pe partea dreaptă, probabil n-ar fi intrat în Dream Team dacă nu conta chemistry-ul. Îl avem pe Cuadrado. Eu inițial voiam să merg cu
cum îi zice, Kyle Walker, doar că nu puteam să-l integrez pe Cordoba. Chiar dacă joacă în 8, este singurul Cordoba care o să joace în 8, trebuie să toți în 10, pentru că primește un hyperlink. Un hyperlink, chiar dacă primește 3 linkuri roșii, el tot rămâne în 6, în 7 cu loialitate și în 8 cu manager. Deci, îl avem pe Cuadrado pe dreapta. Cred că o să primească și el un mic boost de la 81 până la 83, zic eu. Nu este o carte care se descurcă wow pe faza defensivă. În schimb, poate să te ajute mult pe faza ofensivă. Deci nu arată pentru începutul jocului, nu arată rău nici el cu Nenker, îl rezolv foarte, foarte mișto. Nu, să nu uităm că are 91 pace, 90 dribbling, 80 passing, 75 shooting, 76 defending și 70 physical, adică Anchor-ul boostează destul de interesant. Destul de interesant, până în 80 maxim physical și dă ca lumea defending 80 și ceva. Da, el este Cuadrado și cum ziceam, am fost nevoit să-l pun pe partea dreaptă pentru Cordoba. Dintr-un dream team, nu? La început de joc, cred că suntem cu toții de acord că nu poate să lipsească Kante Sito, 87 sezonul trecut. Eu întrezesc să zic că primește 89-90. Eu am fost darnic și am dat, băi, 87 avea sau 88? Sau 89? Băi, nu mai știu cât avea să-mi trap piciorul. Nici n-am făcut bine în partea dreaptă. În fine, cred că o să se ducă în 90. A câștigat Champions League-ul cu Chelsea. Este un candidat la balonul de aur. Acum să vedem cine îl câștigă. Mișto Kante Sito. Bineînțeles, CDM, doar că eu l-am făcut CM ca să stea acolo în 10. 80 pace, 88 defending, 85 physical, 83 dribbling, 79 passing și 68 shooting. Un jucător cu centru de greutate jos, titiresc, cum îmi place mie să-i zic. Foarte agil, foarte, foarte big boy. Acesta este Kante și nu va fi deloc ieftin. Cine s-a întors acasă? Cristiano Ronaldo. L-avem pe Cristiano Ronaldo în Swatch. Mamă ce carte, mamă ce carte, frățiorii mei. Ce carte are acest Ronaldo. Nu știu dacă o să debuteze cu Newcastle. Din câte am înțeles o să fie rezervă. Dana. Când e pregătit, cu siguranță o să intre și el. Cred că o să primească 93. Cred că o să primească și el și Messi la fel. Ori 92 amândoi, ori 93. Acum să vedem ce zic ăștia de la EA. L-am pus pe CM, bineînțeles că el o să fie striker, doar că pentru chemistry suntem nevoiți să-l transformăm în CM. 88 pace, 94 shooting, 90 dribbling, 83 passing și 80 physical, 41 defending, irrelevant pentru că minutul 1 el o să urce atacant, ar fi o formație de 4-2-2-2 în minutul 1, zic eu, sau 4-2-3-1, depinde. Iar pe partea dreaptă și ultimul mijlocaș, al doilea închizător, nimeni altul decât Bruno Fernandes, care primește un hyperlink de la Cristiano Ronaldo. Chiar dacă are două linii roșii, el stă în 10, pentru că e același club, aceeași naționalitate, aceeași ligă. Deci ăsta cred că avea 87, cred că Ante avea mai mult și am dat 90. Acum nu știu dacă o să ia 90, dar orice e posibil. Și a pus amprenta de când a venit în jocul United. Sunt curios să văd ce o să facă cu Cristiano în echipă și cu Varane și cu Sancho. Auleu, câte piese importante avem la United. 82 pace, 86 shooting, 89 dribbling, 91 passing, 79 physical, 73 defending. Este un... Da, în formația asta cu siguranță l-am jucat la închidere cu Kante, nu? Suntem nevoiți, deși el poate să ajute mult și pe fază ofensivă. Pe partea stângă, surprinzător, Neymar iese din schemă pentru că acest hero, David Ginola, îl face praf, nu? Îl face pur și simplu praf pe Neymar Sito. Amândoi au 5 cu 5, dar ăsta excelează la physical, mult mai mult decât Neymar. Cred că Neymar are 60 ceva de genul. 84, high medium cred că are Ginola, nu cred că avea high low. Traitor nu știu, dar acest hero, wow, 5 cu 5 și high medium plus ceva traitor,
O să sară, o să sară de 2 milioane, zic eu. O carte cu care, na, multă lume o să, o să-și dorească să joace, măcar la draft, zic eu. Că na, nu toți o să ne-l permitem. Pe asta dă un soft link la Kanté și strong link la... Da, până să vă zic la cine, deși știți cu toții, să zicem că e un left, uite, am uitat să-l fac left winger, în fine, left middle, la bază, 90 pace, 88 shooting, 91 dribbling, 87 passing, 84 physical, defending, irrelevant, dar e și ăla de 55. Gândiți-vă cum arată ăsta cu un hunter, cu un hawk, cu un engine, cu un finisher, marksman și așa mai departe, o carte pur și simplu out of this world. Bineînțeles că n-are cum să lipsească Mbappe, nu? Cu toții știam că aici o să fie Mbappe, nu? Cine poate să-i dea Strongling, nu? Sau cui poate să-i dea, pardon, altfel se pune întrebarea, cui poate să-i dea Gino la Strongling? Băi, mișto. Mișto cartea asta lui Mbappe, dar na, e cam tot aceeași, îl simt pe Mbappe, mai mișto aia lui Ginola. Ginola, că nu știam. Mbappe 91, cred că o să primească și el un plus 1, 96 pace, 88 shooting, 92 dribbling, 80 passing, 77 fizică și un defending de 41. Cu siguranță nu o să fie o carte accesibilă nici asta. Vorbim de un dream team, nu vorbim de starter squad-ul meu, mare atenție. Am făcut cea mai bună echipă de, din joc. Dăm la o parte iconurile. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, unul din cei mai buni fotbaliști din toate timpurile, avem aici doi în echipa asta, Lionel Messi, 93 rating, proaspăt transferat la PSG. O carte, cum ziceam tot de, am zis 93, 84 pace, 92 shooting, 91 passing, 94 dribbling, 68 physical și 39 defense. Cam ăsta ar fi dream team-ul pe care l-am gândit eu. Da. Dacă ar fi să nu conteze chemistry, v-am zis. L-aș scoate pe Cuadrado și l-aș scoate și pe De Gea, dar am fost nevoit să fac treaba asta. Întrucât am încercat să-i pun pe toți în 10, cu excepție Cordoba, n-avea cum să lipsească din dream team-ul meu, pentru că este o carte senzațională. El prin FIFA 10 avea 89 pace pe o carte gol de 84 sau 83, deci cine a jucat pe atunci știe despre ce e vorba. Sper că v-a plăcut și acest material, fraților, dacă mai vreți până apare FIFA 22, fel și fel de astfel de business-uri, nu uitați să rupeți masiv butonașul, mă motivează, abonați-vă și bifați clopoțelul ăla, eu am fost Surjocu, voi ați fost cei mai tari, ăsta a fost business-ul și până data viitoare, dăm cu pace, simi, iubire, credință, big boy, big smoke, respect pe viață!